Bună ziua, de la cabinetul medical vă deranjez. Mâine, pe mine puteți veni pentru vaccinul antigripal? Da, domnișoară. Bine, vă așteptăm. Mâine după amiază sau pe mine dimineață? Bine. Sănătate. Asistentele cabinetelor medicilor de familie au început deja să sune persoanele aflate pe lista de așteptare pentru imunizarea antigripală. Primele doze primite de la DSP au fost epuizate imediat. Din fericire, le-am epuizat foarte repede. Interesul a fost foarte mare anul acesta, ceea ce este un lucru bun. Din păcate, nu am avut suficiente vaccinuri pentru cât interes a fost. Am primit chiar acum de curând mesaj, vom avea încă 40 de doze de la DSP, deci vom putea vaccina de mâine încolo alți pacienți care sunt interesați. Bineînțeles că pacienții își pot cumpăra vaccinul antigripal din farmacie și noi putem să-i vaccinăm. Anul acesta, autoritățile din sănătate au constatat un record de cereri pentru vaccinul antigripal. Nesperat de bine. Deși afecțiunile respiratorii s-au menținut la un nivel mult sub nivelul așteptat, la nivel național și bineînțeles că și în județul Buzău, săptămâna care a trecut, am înregistrat un număr de infecții respiratorii cu jumătate mai mic decât cel din săptămâna precedentă, fără tendință de organizare de focare în colectivități. Foarte mare solicitare din partea pacienților cronici pentru medicii de familie la aceste vaccinări, s-au făcut liste de așteptare la unele cabinete și de data asta ministerul a fost foarte prompt. Noua tranșă de vaccin antigripal a ajuns deja în camerele frigo de la sediul DSP. Aproape 9000 de doze urmează să fie distribuite medicilor de familie. În această tranșă de astăzi am primit 8900 de doze cu care vom termina de protejat personalul medical și medicii de familie vor mai beneficia de încă 40 de doze. Nu este ultima tranșă, mai avem o tranșă tot de 8900 de doze, deci fiecare medic în final va vaccina peste 100 de pacienți din pacienții cronici, ceea ce e un lucru foarte bun. Având în vedere solicitările de până acum, se anticipează că și noile stocuri vor fi epuizate foarte repede. Avem câțiva copii care au boli cronice respiratorii, deci ei au fost prioritari. De asemenea, pacienți care au boli mai complexe, dar sincer, în mare parte a fost primul venit, primul servit, pentru că este foarte dificil să refuzi un pacient, să-i spui că nu ai vaccin antigripal, când în camera de alături vaccinezi un pacient cu boli similare antigripal. Deci, din păcate, nu s-a putut face o ierarhie a bolilor, astfel încât să-i vaccinăm pe cei care au cea mai mare nevoie versus pacienți care poate n-au nevoie așa de mare. Până acum, la Buzău au fost înregistrate doar 2 cazuri de gripă diagnosticate clinic în sezonul trecut. Aproape 200 de decese s-au înregistrat în țară din cauza temutului virus. Mass media ne-a ajutat foarte mult în anul precedent, când a transmis cifrele înregistrate la îmbolnăviri, decesele, riscurile. Și atunci oamenii probabil că au pus în balanță ce ar însemna un tratament, ce ar însemna un risc vital pentru bolnavul cronic sau cât de ușor poate să scape un copil de această viroză care poate să capete valențe deosebit de grave și atunci au zis că e cazul să încerce din nou această vaccinare. Vaccinul antigripal, deși interesul este foarte mare, cred că înțelegerea printre pacienți este că îi apără de răceală, îi apără de gripă, care este o răceală foarte rea, deci virusul gripal, nu îi apără de răcelile comune, răcelile normale, adică încă poate să se îmbolnăvească, să le curgă nasul, să aibă o răceală simplă. Asta cred că e foarte important de reținut. Dar este bine că pacienții sunt informați, că își doresc să fie vaccinați, că a crescut interesul printre pacienți și sperăm că se va reflecta acest lucru în viitor,
în anii care urmează de la DSP să primim mai multe doze, astfel încât să acoperim cât mai mulți dintre pacienții noștri. În acest sezon, în premieră, dozele de vaccin au ajuns la timp în teritoriu și au fost în număr mult mai mare față de anii anteriori. Vaccinul este produs în Olanda.